Poate evolua în ambele flancuri. Iată-l pe jucătorul rus. El continuă destul de bine cu Roger. Și apoi Șliakov în careu. Șliakov! Gol! Abia ce l-a mutat. Iată, Laszlo Balint în flancul drept. Fundașii de bandă. Ce frumos, ce frumos reușește să se desprindă de marcaj Evgeni Șliakov. Din nou marcator atipic pentru UTA. Șliakov, atenție!